Haide, mai bea o gură de acolo, hai, gata. Deci astăzi suntem toți în formație completă. Am înțeles, va fi o toată lumea aici. O să întoarcem camera și o să filmăm pe cine a ajuns aici, a jos. Zi, mă, te-ai zbărțit? Încerc să fie rușine. Pentru că după carantină, toți s-au despărțit. Nu știu, e normal să te despărți după carantină. Adică dacă ăia care nu s-au despărțit, niște cretini. Adică ăia sunt apogeul de fătălău. Ăla este, deci fătălău care a rămas împreună și după carantină, este ăla de care vorbeam data trecută, ăla a antrenat pe ciclu, ăla care v-am spus și eu, 3 săptămâni, femeie pe stop. Ăla i-a antrenat pe carantină, că 3 săptămâni e mormântarea acasă. Deci de ăștia care au rezistat și după carantină, îi recunoști. Dacă auzi că nu s-a despărțit, e din aia care are ciclu 3 săptămâni, ea. Deci, fătălăii care sunt împreună și după carantină asta, ăia sunt. Ăia care au rezistat, te-ai despărțit? Da, s-a despărțit. Ce mă ducă zbunii, eu sunt cu fătălăie aici, dar nu am zis. Măi, pe chef, nebun, pa, pa, pa. Păi cine e aici, antrenat, băi, sunteți de buni, sunteți la școala de mafioți aici. Ok? Ce râzi? La ea e tot ok, are în continuare tot 5. În același timp îi scriu 5. 5, niciunul nu știe celălalt, tu nu mai bănuiește, dar bănuiește. Dacă bănuiești, dacă îndrăznește să bănuiască vreunul care îi scrie, domnișoare, uite, mi-a bipăit telefonul, am și eu un singur, de pe un singur număr de telefon îmi bipăie și mie telefon. De pe un singur număr de telefon îmi bipăie, ca să știți că în rest puteți să sunați până vomitați. Adică de la mama. Așadar, unul dintre ei, dintre ăștia care îi scriu ei, o să o vedeți peste 6 luni, nici nu mai contează, mă, că se prescrie peste 6 luni. Are, care vedem cine rămâne peste astea 6 luni, șmecherul care am vins, știi? Adică restul oricum o să primim de ghie așa de căcat. Îți dai seama, peste 6 luni, o să zice, fraierii, ceilalți 4 au murit. Așa, mă rog, unul dintre ei bănuiește. Problema este că dacă îndrăznește să spună că bănuiește, este descalificat. Nu mai îndrăznește să spuneți că bănuiește, te bănuiesc că stai descalificat. Trebuie să rezici Guantanamo, tată. Trebuie să rezici ca la Guantanamo, ai înțeles? Chiar dacă bănuiești, tu singur cu tine în sufletel la baie plângi în cadă, nu scoți un sunet, tu reziști, ai zis să închești. Păi, ești, mai, ești prea bărbat, mă, ca să îi verifici telefonul femei. Hai să revenim. Deci, s-a ieșit din carantină, toată lumea este bine, perfectă, femeia e tot în conel cu 5, omul i-a dat papucii, bravo. Așadar, suntem pe fentosaneală. Băi, eu vreau să vă spun ceva. Deci s-a terminat carantină. Situația este următoarea. Carantina asta a făcut curat. Am stabilit asta, am văzut în ce hal sunteți și voi și amețitele sunteți pilafăn cu carne. Bă, băiatule, voi ați observat, toată lumea observă, nu recunosc. 90% din purtătorii de mască de pe străzi sunt fătălăi. Deci sunt de sex masculin. Bă, voi ați văzut că 90% din populația care poartă mască pe străzi e băieți? Ce vă spune chestia asta? 90% sunt mafioți. 10% sunt amețite. Bă, 10! Bă, 90% sunt bărbați? Bă, de ce stați nu cu mască pe străzi? Cine, că să nu vină cine, virusul? Păi că n-ai cum, ce dracu ați făcut, mă, voi? Ce dracu ați făcut, bă, fătălăilor, 2 luni de zile? Fără... Papa, la mama, ce ați făcut, că ați trebuit să stați pe izolare? A? Ce ați mâncat? 2 luni. Nebunii dracu care nu putea... Mergeam la mami în fiecare să mănânc ceva, eu am probleme și cu stomacul. Și am aciditate și dacă nu mănânc ceva cald, îți orbiți, îți duci ceva o mâncărică, îmi face bine. Ce căcat îți face bine din mâncare? Păi tu dacă ai aciditate sau dorești toată sau whatever ce zici tu acolo, păi vezi că n-ai voie să mănânci o gamă foarte largă, ai voie să mănânci ori de sfier și nimic. Lasă mâncă. Îi trebuie foarte mult să iei o ciorbiță de la mama ca să are... Ce s-a făcut de urmă? Fătălăilor, ce s-a făcut? Unde ați mâncat? Unde ai mâncat? Unde ai? Zi, mă, v-a sunat mami, astea 2 luni, în fiecare zi, ce ai mâncat astăzi, mamă? Ce să-ți fac, mamă? Nu știu cât o să mai reziști. La ce? Ce ți-a mai dat, mă, aia, să o sunești pe aia? Vezi că el, de când era mic, a avut probleme cu stomacul. El are nevoie să mănânce așa cald, gătit. Teoria asta o știți? Deci, dacă ai probleme cu stomacul, să mănânci gătit. Nu, nu trebuie să mănânci decât regim. Ce? Nimic.
fiertură de fiertură, adică nu, ore fiertură, nu stop, aia te zmânci. Are nevoie, el totdeauna, și s-a obișnuit cum îi fac eu așa, fără ulei, cum îi fac eu așa. S-a obișnuit el. Și ce-a făcut, mă, domnule, ai murit? Ții, ce-ați făcut la aer, ce-ați făcut, domnule, ne-ați murit? Hmm? Te-a făcut. Are probleme cu constipația. Soții la retardatele care au ciclu 3 săptămâni pe lună sunt ăia care sunt constipați. Știe tot blocul și rudele, prietenii și în special mami, pentru că mami l-a crescut. Și cu mami vorbește absolut orice el. Și când era mic, adică sugar, el întotdeauna a avut o problemă cu colonul. Asta este un subiect care se vorbește cu mami. Și când el are 40 de ani, el o sună pe mami și o între și mami îi spune: ia-ți ceiuțul tău ăla care știi tu că îți face bine și te ajută. După care mami o sună și pe ea și îi spune ei. Adică ea, mami lui, cu ea vorbesc despre când face el căcuț. Dacă a făcut căcuț azi, dacă e constipat, de câte zile e constipat, ce probleme are, are și hemoroizi, se vorbește la liber în casă. Se vorbește la liber în casă. Fătălăii vorbesc cu mamele dacă au hemoroizi. Dacă fac căcuț, dacă au făcut azi căcuț, de câte zile n-ai făcut căcuț, aul, te doare, ce să-l doară, gaura de la fund? Ăsta e subiect dintr-o femeie și un bărbat? Oricine ar fi femeia și bărbat, se vorbește despre durerile de la gaura fundului. Gaura fundului bărbatului, gaura fundului la mafiot. Este analizată ce are acolo hemoroid, se vorbește în Consiliul de Familie. Sună măsa pe nevoie. Ce mai vreți să aveți, mă, voi, când voi vă vorbiți de ciclu și de hemoroizi? Toți stați ședință, se face... Există și împărtășit de părere de la prieten. Și Cutărescu a avut hemoroizi. Să-l sunăm! Să-l sunăm pe ăla, îl facem și pe ăla, nu contează, este cu noi în familie. Păi dacă toți am avut toți ăștia cu hemoroizi, ăștia sunt o sectă. Ăștia care au hemoroizi, ei vorbesc la liber. Este... Trebuie să faceți starea AAA, ale, știți? Alcoolici anonim, hemoroizi anonim. Cine ești? Bună, sunt Virgil. Și am hemoroizi. Bună, sunt Costel și am hemoroizi. Și trebuie să faceți cer de la să vorbiți, bă, ca la misă. Vă e, bă, rușine, bă, să vorbiți cu mamele de ce vă iese pe fund, bă, nenorociților. Cum, bă, adică, cum puteți, bă, să fiți în halul ăsta de animal? Ce vreți voi, mă, de la viață? Ce vreți de la viață? Ce vreți voi de la viață? Să faceți ce? Cum să vă desăfăți? Ce vreți? Ce vreți? Că viața voastră este între colon și ciclu, între hemoroizi și ciclu. Crema de, cea mai bună cremă de hemoroizi. Nu vreau să știu, nu vreau să... Nu mă interesează, you can die. Să te mănânce hemoroidul, efectiv, să te înghidă, știți? Florile carnivore, așa să te trimit într-o noapte, pac, ce a dispărut ăsta din patul de... L-a mâncat hemoroidul! N-ai cum, numai asta trebuie să-ți dorești. Tu ca alte, Doamne, până mâine să-l mânce hemoroidul, să-l mânce decât eu, să-l înghidă. N-ai cum să ai acest subiect. Toți așa, băi, sunt fătălăi, băi, ăștia, mă, care vor de hemoroizi, că n-au cum. Care pleacă de acasă, sunt și unii celebri. Pleacă de... Nu contează. O dată pe săptămână, știți ce s-a întâmplat? Dorm cu mami. Ce, mă? Cu stai un pic. Nu, adică gen la 40 de ani. Deci, nu contează și la 25. Deci, pleacă de lângă tălâmba aia amețită. Azi e miercuri, dorm cu mami. Stai un pic, stai jos, hemoroidule. Pleacă la mami, hemoroidul pleacă, se duce și dorme cu mami o zi, pentru că știi ce l-am luat cu mami? Mami nu și-a mai refăcut viața, știi, după ce tata n-a mai fost sau după ce s-a despărțit și se simte singură. Se simte singură? Cum e că, adică fisul pleacă de acolo de unde el, din cadă, păi proastă aia pe care o contez! Se duce să doarmă mami cu el? Adică, să... Ce vă mai face mami când mergeți să uită și dacă aveți ceva la puțulică? Poți să ai ceva de o iritație când erai mic, făceai mai acolo. Te speli bine? Că mami te-a spălat prima dată. Te-a învățat mami să te speli? Nu, tata, mami te-a învățat să te speli?
Deși la poponeț. Ce te-a învățat să te verifică mami? Bă, duceți o dată pe săptămână să verifice mami și la poponeț și aici peste tot să vii să facă... Nu știi. Vrei să te infectezi? Tu știi că ești sensibil. Și cu stomacul și cu poponețul. Te infectezi, să te verifici. Bă, da, chemați-le pe astea o dată pe săptămână pe mame să le facă băiți. O dată pe săptămână. Sunt unii care se spală pe cap la 25-30 de ani, îi spală mama. Și de ce, mă, îi limpezește foarte bine, mă, la sfârșit. De-aia sunt 90% cu mască pe stradă. Toți ăia pe care îi vedeți cu mască pe stradă, îi spală mamele pe cap și au hemoroizi. Dacă vezi o mască pe stradă, are hemoroizi. Strost. Nu există. Nu e unul pe stradă cu mască fără hemoroizi. Adică toți care vin, au hemoroizi. N-ai cum. E 100%. Alea cu mască pe stradă, tot ai o ciclu. Tot timpul. Știi? Tot. E, adică, n-ai. Ele sunt, mă știți, în toată carantina asta în care el a plâns că n-a mâncat de la masa, deci mi-a făcut un nebună, dracu, că ați devalizat supermarketurile nebune, la cazul, păi, toate ați luat. Ce-ați gătit nebune, dracu, și au murit, au sunat pe mame, au făcut hemoroizi, că n-au făcut ce mâncat. Călduții din asta care lui l-a ajutat la tract, știi? El așa a avut, a moștenit, e genetic. Nu mă interesează, we don't give a fuck, he can die. Și să întâmplă, pentru că ăștia cu hemoroizi, știi de ce trebuie să mărești? Pentru că ăștia, știi care e problema cu ăștia? Ăștia nu, oricum ce să facă? Adică ce să facă? Că ei nu pot să stea pe scaun, că îi doare curul, că efectiv nu, deci n-au cum, nici la război, dacă vine război, păi ei mor primi. Că nu poți să alergi, bă, dar ei că nu sunt nici atleți, și trebuie să-i, they can die, efectiv. Noi cum să ai această conversație? Cu astea care au stat 2 luni pe carantină, au ieșit după 2 luni, după 2 luni de carantină, au ieșit... Știi ce, mă? Ele... Văd altfel viața, cum de acum. Sunt mult mai spirituale. Și viața nu este despre haine. Foarte bine, donează-le! Dacă nu e despre haine, păstrează-ți 2-3 tricouri și în rest dă Chanel-ul. Hai, dă Chanel, hai, donează-l. Doamne, că nu mai e despre asta. Știi ce se întâmplă? Chanel-ul te trage în jos, spiritual. Tu trebuie să urci acum, știi? Vibrație înaltă. Lasă de-l dracu de Chanel. Aruncați. Aruncați Chanel. Aruncați. Ele acum s-au trezit și sunt foarte pe spiritual. Și oricum au studiat foarte mult și și-au dat seama și faptul că nu au mai mers la birou le-a făcut să înțeleagă că ele nu erau ok în locul în care erau. Și și-au găsit o nouă vocație și important este să faci totul din suflet. Și ele sunt life coaches acum. Cum? Sunt, o să țină, adică, și mai ales că au și învățat pe online și o să țină tot felul de seminarii și o să ți explice cu viața și cum e foarte ușor. Știi cât de ușor e să renunți la material și să trăiești doar pentru spiritual și pentru iubire? Nu, e foarte greu. Cretinelor, cum adică e foarte ușor, adică în ce sens e ușor, cum adică? E foarte ușor, adică să nu-ți mai, nu, important este să te simți confortabil, nu e important cum arăți. Oh, wow, da? Dar cum e important? Adică nu e important, știi, că, păi atunci te ce-ți trecut în gură când pleacă ăștia cu vreo bunăciune din aia, bau, hau, bau, 69, pac, 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 părul perfect în pat. De ce oră căițeală? Ce, lasă să ai pământe, frumoase, beton, tinere. Ce, nu ești pe spiritual acum? Păi pleacă nebunul, lasă Chanel-ul și pleacă. Când a plecat fraierul cu alea, tu pleacă. Nu, vă strângeți toate în grup și vorbiți. Aia este o... De ce? Pentru că tu ești obeză? E sau cu... Cum adică? Păi pe tine te mai interesează decât spiritualul. Și pe el îl interesează fizicul foarte mult pe el, știi? Pentru că din cauza că el mai are ceva care, știi, tu ai așa și el după aia mai are ceva crescut. Foarte puțin, care mai folosesc, da. Ăia, știi? Adică el e și cu fizicul interesat și atunci pleacă. Alea sunt niște ce sunt? Păi pentru că sunt îmbrăcate... De? Păi că sunt scurt. Adică și eu scurt, mă rog. Nu, tu ești o grasă nasoală. Plină de celulită, obosită non-stop, vac. Și ăla pleacă. El pleacă, mi-ai zdrobit suflet. Păi spiritual, contează cât iubire. Tot la mine se întorc. Păi de ce se întorc? Tot la mine. Nu poate să trăiască fără mine, mă, pentru că și pe tot pe mine mă iubește. Da,
în ce sens? Te iubește doar pe tine. El are, pe fizic, e cu altcineva. E cu... Știi? Pe tine ce să cum adică? La ce nivel? La ce nivel spiritual te iubește? Sau unde te iubește pe tine? Unde? Unde? Că nu e. El e cu fizicul lui, a plecat. E ca și cum a murit el, știi? Ăștia care au plecat pe fizic, s-a desprins corpul fizic, a plecat. Și ai rămas cu spiritul. Spiritul nu se vede, este invizibil, obișnuiește-te cu asta. Da? Pentru că spiritul nu se vede. Stai cu aia, pe neveu, e ca și cum he died, a murit. Fizicul lui funcționează în altă parte, știi? Are o paralelă, o viață. Pe fizic, care nu contează. Băi, știți, el s-au și obișnuit cu noi și oricum nu o să plece niciodată, pentru că avem copii. Mm-hmm. Da. Așa. Nu o să plece niciodată, o să plece în fiecare zi. În altă parte, dar e bine pentru că avem copii și pentru că, știți ce se întâmplă, el nici n-are curajul să mă părăsească. De frică de bătaie, probabil. Pentru că tu, având 100 de chile, probabil doar tu ai singur curaj. Care e frică? E frică de bătaie? De ce n-are curajul? Că ce se întâmplă? Că ce? Că-l bați când vine acasă sau ce? Numai filme aveți. În rest, sunteți pe scriu. Și pe înțelegerea asta și pe... Toate astea care sunt cu life coaching și cu aia, toate sunt numai ratate. Una, ori n-a realizat nimic în viață, ori e plecată de pe acasă, ori toate cu frustrări, le învață pe aia date să fie fericite. Și mă, știți ce se întâmplă? Important este să ai curajul să-ți pui în față cine ești. Hai, da, ia, da. Sunt această grasă nasoală, care efectiv arăt ca un mop și care țip pe două, trei bunăciuni pe care... le arde ăsta care a plecat de acasă de la mine și alea s-o... Păi mai decât alea amețit. Ești tu? Că tu te miști cel mai rău. Alea nu se minte. Ăla e genuine. Știți? E genuine. Tu ești mai ca alea de 100 de ori. Că trăiești într-un film pervers în care te minți. Ești o perversă. Stai așa un pic. Cum ai, dar tu nu ești, dar ești cât recamierul. Și pretinzi să ce? Să stea fraierul sau adică care e ideea? Mai măcăniți. Mai măcăniți, ați uitat de diamantelul la fin de care nici nu contează, mă. Știi ce se întâmplă? Când eram îndrăgostiți, când? În început. Știți cum e cu iubirea amețitelor? Când iubești, iubirea, știți, iubirea e despre tot. Că iubirea, ăla nu pleacă în prairie. Ai înțeles? Și tot când e iubire, perverselor, nu te faci cât recamierul. Că iubirea e tot și despre asta. Știi? Și când te bucuri tu așa, mi-arăt un inel mai fin, că mie așa îmi place, fin, nu pun ce, unde-i diamant? Doi acolo, unde-i, nu-l văd. Unde, e aici, oricum mie nu-mi plac diamantele și mi-mi place așa să fie ceva fin. Mai știi, papagale, ce la început, acum vrei, Chanel-ul vrea. Nu există diamant fin. Știi? Diamantul e o piatră, că vezi, tu o vezi, ții lupa să vezi diamant, e o piatră mare. O piatră, e o piatră are multe carate. Da. Și ea și lucește și face cling, 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 ăla e diamantul. Deci, aia, virgula, nimic, aia nu există. Dar e mai pe fin, nu există mai pe fin. Nu-l mai luați! Nu-l mai luați! Că ăștia alergă dezlegați până oraș să împrumută. Voi ați mai auzit? Toți mafioții din oraș sunt împrumutați la 10.000 de euro să cumpere diamante. Stai jos un pic. Adică, cum te împrumuți în oraș? Plătești diamantul în rate? The fuck is that? Pentru ce? Pentru ea! Pentru perversa aia care mă interesează pe ea! Bă, sunteți împrumutați, bă, vă împrumutați câte 20.000 vara să plecați în vacanță, 20.000 de euro, bă, 20.000 de euro! Plătiți un an la ei, cu dobânzi, cu tot ce vrei, mutați bani într-un cămătar în altul, ăsta e orașul. Stați cu mașina în față, 2.000 rata pe lună, 3.000 și chiria la garsoniera de în față e 300. Ăștia sunteți voi, mă! Îți plac ăștia? Care mi-au luat acum? Care, mă? Ăia? Păi vezi că ai datorii în picioare, așa se numesc că ai datorii în picioare. Nu spam, tu-s datorii, așa se numesc. Ce ai în picioare, datorii? Datorii, vezi că-s datorii, ai de la Gucci de plătit. E una la Gucci, la care vă dă în rate.
Știi, dar nu înțeleg ce e aici, nebun? De la tot orașul. Nu, dar n-ai pantofi. Îți plac așa că noi camerele. Ce? Ăștia pantofi nu sunt pantofi, datorii. Ai datorii. Datorii. Geanta lui ai datorii. Să împrumută. Ăștia care au foarte mulți bani, știi de ce, mă? Îi cumpără numai de la prieteni. Au meu pe unul care duce Hermesuri. Ce, mă? Băi, și am pe unul care are Moncleruri. Aduce eu la Porbagaș. Vedeți că are tot orașul Moncler de la Porbagaș. Și toate vedetele, adică, efectiv, aduce Moncler, de unde dracu le aduce, mă, nebun? Păi, lucrează la o fabrică, nu există asta. Ca să vă explice Dănuța, în România există câteva fabrici care fac Moncler, ok? Da, nu există să ia nimeni 20 de gesti să le vândă la București, la Porbagaș, de la fabrică. Vă spun eu, este măsura tața, da? Alea care să dau păreturi sunt unele cu două. Restul-s fals. Ok? De ce dai din cap? Ți-ai luat apă? Așa e, sunt două pe sezon. Două pe sezon, vedeți care tot Bucureștiul. 3-4 mii de geci lejereanu, de la fabrică din România. Le-am luat de la fabrică, nu există, toate sunt false. E, bă, o gură. Gata. Astea care purtați Moncler fals și care vă ia ăsta Hermesul de până oraș fals și ăla în rate. Până vă sunteți fine, mă, voi. Astea, sau vă convine așa, sau cum? Ziceți nebunilor închipuite. Închipuitelor care sunt din familii bune. Ele sunt din familii bune. Ce înseamnă familie bună? Ce înseamnă familie bună? Ce înseamnă familie bună în România? Vedeți că au fost 3-4 familii de nobile, atât, marși, de băie, atât. Ce sunteți voi? Bunici unde locuiesc? Da? În lor jurării de vede? De rog, da. Ești prima generație încălțată în București și tu ești de familie bună? De ce? Că au făcut tactul măta niște bani? Jumătate de milion și aveți apartament și azi, familie bună? Ce familie bună? Toată lumea bună de bani gata din București sunt niște parveniți ordinari. Ce familie bună? Și-o ceartă pe ăla. Ea la 30 de ani, ce s-a întâmplat, mă? Și-a găsit, și-a făcut o facultate nouă. La prima, nu contează, până atunci nu s-a regăsit și-a făcut psihologia. Ăla n-are facultate. Gata, umilință. În secunda 2 dă l-o la numai rușini, că ăla n-are facultate. Păi ce trecule luăm în prima instanță, nebunul? Dar nu a evoluat, nu vrei să evoluăm împreună. Spre ce? Spre ce să evoluezi? Nu vrei să faci împreună, să evoluezi și tu, să citim. Aoleu, la 30 de ani te pui să citești, nu există asta. Nu există, mama îi spune, nu există asta. Ea a făcut psihologia, n-ai nicio psihologie tu. Nu te ești o efectiv, care la 30 de ani te-ai înscris la o parte privată, la o particulară din asta și te-ai apucat să faci facultatea tu. Dă-i dreptul din gură! Nu-ți mai convine că ele mecanică auto, nu e bună, dar ți-a plăcut când luai banii de pe bujii. A fost bine și la început. Ce face? E om de afaceri. N-ai mai întrebat, de facultate ai? Nu. Brus după 10 ani s-a trezit pentru că e pe spiritual. Acum după carantină s-au trezit și mai rău că sunt pe spiritual și pe tot ce este deep, știi? Deep în ce? Păi deep, vezi că adâncimea voastră e un centimetru. Acolo e gata să termină adâncimea. Care e un deep în ce? Profund? Profund în ce? Păi un centimetru profunzimea voastră. Și ăla e plin de mâncare. Sunteți la suprafață, totul e la suprafață, nu e nimic deep. Unde? Deep în ce? Deep pe cașcaval. Atât e la voi. Cașcavaletele. Zice Stanti, doamnelor, astea care vă transformați voi și pe aia toate că merg în scurt. Ele s-au măritat, știi, și brusc nu mai poartă tocuri, pare toc mic. Unde ați văzut? În filmele alea mețite cu nevestele din Manhattan. Vezi că ea stă pe un miliard fiecare. Și acolo trendul este să o arzi doamnă, știi, cu helanca și cu pantaloni și cu toc mic și cu părul perfect făcut. Și suntem în București pe dreapta, azi mânca parizer dimineața. Ați terminat parizerul pentru că e bun la gust, nu? E bun parizerul cu roșii și cu franzelă. Nu o să-mi zice așa. Franzelă și cu parizer. Ați terminat parizer și cu franzelă. Lăsați helanca, lăsați. Îmbrăcați-vă cu ce mă îmbrăcați voi, frumos. De ce nu avem voie să evoluăm? În ce? În ce? Mai decât alea pe care sunteți voi în spume, sunteți voi. Cele mai putori. Toți ăștia care a stat izolați 2 luni de zile pe carantină, sunteți niște putori. Nimeni. Niciun om care lucrează cu adevărat, care muncește, care face, care construiește, n-a stat. Toți cei care stați izolați acasă, sunteți niște putori ordinari. Rădăt. Nimic. Niște perverși, niște parveniți, de-aia care își iau mașini cu... Da, măi, cu rulaj. Mi-am luat un în Germania, acum un mers un S, are 200.000 de kilometri, dar sunt făcuți în Germania pe autostradă. Ce? În ce sens? Adică s-a mers numai în Germania cu ei.
Adică și ce înseamnă că să mergi lungi? Adică e 200 de km mașina. Săracule. Sărăciilor. Sărăciilor a venit vara. Ce facem? Haide că vă știu. Aerul condiționat închis să nu consume mașina. Ce facem? Nebunilor. Păi accelerează altfel când oprește aerul condiționat. Ce? Zice săracilor. Așa sunteți voi. Hai să trecem la Stereoștiu.